Acum câteva ediții vă prezentam în cadrul emisiunii noastre două dintre mănăstirile construite de către Părintele Emilian, starețul mănăstirii Rung. Tot de la sfinția sa, am aflat că undeva în zona Moldovei există și cel de-al treilea lăcaș construit tot de el. Cu blagoslovenie am plecat în căutarea acelei mănăstiri, care nu se aseamănă cu nimic din ceea ce am mai întâlnit până acum. Din răsărit, din miază noapte, din apus, din miază zi, de sus, din îndepărtările cele mai de pe urmă ale adâncului, peste geana neguroasă a hotarelor pământului, am întâlnit așadar mănăstirea. Avea forță, forța simplității. Aici am descoperit intensitatea lucrurilor simple, pâine, apă și rugăciune netulburată. Mănăstirea Buna Vestire, sau, așa cum mai este cunoscută, Mănăstirea Tisa. O mănăstire la care ajungi după ce străbați 20 de kilometri de la Bacău înspre Piatra Neamț. O mănăstire în construcție, la care încă se mai așează piatră peste piatră, cu multă osârdie și cu multă smerenie. O mănăstire înconjurată de păduri și de ierburi bine mirositoare, bătută de ploi și de vânt, mângâiată doar de raze de soare, te așteaptă nu să o admiri, ci mai degrabă să-ți așezi genunchii la rugă sau la muncă. Nu are istorie și nici tradiție. Nu a fost construită pe vreun loc al unei alte mănăstiri, ori la îndemnul vreunui boier. Ridicarea ei a început doar dintr-o dorință și din aceeași dorință s-a ajuns ca ea să arate astăzi astfel. Fiecare lucru este parcă cu grijă tocmit de veacul. Fiecare făptură este prezentă aici parcă dintotdeauna și fiecare vârstă a ei te face să simți încă o dată echilibru uitării într-un singur suflet. Iar acest suflet este cel al Maicii Starețe, care a trudit zi și noapte, care a cărat cu mâinile nisip și piatră, pentru ca mănăstirea Buna Vestire să arate altfel decât cele întâlnite până acum. Potrivit de înaltă, subțire și mlădioasă, Maica Stareță este înzestrată din fire cu toate podoabele unei adevărate frumuseți. Și nu spun acest lucru spre lauda ei, ci doar pentru că ne-a mărturisit că nu a fost deloc ușor să ai răbdare spre a duce la îndeplinire tot ceea ce ți-ai propus. Așadar, cu multă înțelepciune, a ajuns ca numai în 10 ani să ridice această biserică spre bucuria ochilor și sufletului pelerinului care se abate din drum, trecând mai întâi printr-un sat, pentru a ajunge apoi aici. În ființa noastră se află adânc înrădăcinată nevoia de a împărtăși celui considerat mai apropiat inimii noastre gândurile care ne frământă, dar în același timp ne umplu și sufletul. Pe cât de firească, pe atât de folositoare se arată a fi această dorință. Iar călugării, monahii și monahile sunt poate cei mai aproape și de noi, dar și de sfințenie. Iar aceștia, după ce te ascultă, îți spun, iar noi vom stărui în rugăciune. Mănăstirea este o școală unde toată viața trebuie să, adică ai de învățat poruncile evanghelice și să învățăm să ne dăruim, să iubim, să ne jertfim, ca să poată lua chip Hristos în noi. Mănăstirea aceasta strălucește prin chipurile și vrednicile pilduitoare ale monahilor care se nevoiesc pe aceste plaiuri. A fi slujitor la o mănăstire de maici nu schimbă cu nimic
misiunea de a fi preot în general. În primul rând, aș vrea să mă refer la calitatea pe care ar trebui să o îndeplinească un preot slujitor, aceea de a fi un om de jertfă, un om care să știe să primească, dar mai mult decât toate să știe să se dăruiască, atât pe sine, cât și ceea ce primește de la Dumnezeu, darurile pe care și cu care Dumnezeu l-a înzestrat prin taina preoției și tot ceea ce primește pe parcursul vieții sale, prin ostenerile pe care le depune și prin dăruirea pe care o manifestă față de toți cei care vin și caută mânghiere la Dumnezeu prin persoana preotului slujitor. Dacă m-aș referi doar la calitatea de preot slujitor la o mănăstire de maici, asta ar presupune un separatism comparativ cu toate celelalte, știu eu să le numesc categorii preoțești, pentru că nu se poate face o diferențiere anume, ci doar implică o jertfă mai puternică din partea preotului și o dăruire mai mare. Pentru că, în primul rând, impune grija pe care trebuie să și-o manifeste față de obștea din cadrul căreia face parte și apoi trebuie să-și manifeste grija pentru toți cei ce vin și se caută mângâiere și alinare în această mănăstire. De maici trudesc de la răsăritul și până la apusul soarelui. Nu reușești să le vezi pe toate, nici să le numeri. Sunt răspândite, care încotro cu ascultări, așa cum se spune, fie la munca câmpului, fie la curățenia bisericii, fie prin chelii. 20 de suflete își rânduiesc zilele și nopțile, grijile și bucuriile, în curgerea unei clepsidre măsurate cu bătăturile palmei, cu cele ale genunchilor, cu cele ale sufletului. Iar devoțiunea religioasă, curată, simplă și lipsită de raționamente sterile, este îmbinată cu dăruirea prin muncă. Sprijinitorii unui asemenea loc sunt puțini, iar cei care ajung aici lasă ofranda simțirii proprii după puterile lor. După câțiva ani buni de muncă, aici întâlnești frumusețe și lumină și mai ales rugă în locul în care au pus grijă și suflet oamenii acestui sat. Tisa. Mănăstirea va rămâne în istorie ca o vatră a dăruirii bisericești, continuate fără întrerupere de la ctitorie până în zilele noastre. Zidurile ei vor fi documente ale istoriei noastre, iar cei care le-au dat viață vor fi pomeniți de către urmașii urmașilor noștri. Smerenie adâncă și căință, credință vie, asceză continuă, model de sfințenie, rugă neîntreruptă cu zdrobire de inimă, iată doar câteva dintre regulile pe care maicile de aici le respectă zi de zi. Pomenirea lor în neam și în veac, cum spune rugăciunea, este responsabilitatea tuturor acelora care văd în mănăstire un locaș de cultură, artă și arhitectură, la care este părtaș soborul purtătorilor făcliei credinței ortodoxe. Cunoașterea acestei mănăstiri cere cercetare mai stăruitoare și mai profundă. Credinciosul adevărat nu se va mulțumi niciodată cu privirea unui ceas sau două. El își va prelungi șederea încercând înscrierea în rânduiala liturgică. Pentru că, așa cum se spune în popor, orice piatră pusă la o biserică, orice mână de ajutor dată locașului sfânt, șterge păcatele tale. Pentru că, poate peste câțiva ani, aici va fi o mare lavră căutată de pelerini, sau poate un așezământ pentru văduve și pentru femei singure. Sau poate va rămâne aceeași mănăstire cu câteva maici care își vor purta o cruce numai de ele înțeleasă. Măreție, dar și armonie și smerenie și plecarea sufletului în fața făpturii cele zidite, cele dintr-un început de către Creator. Aceasta este mănăstirea Tisa.